Bună ziua! Numele meu este Nestulean Ioan, am 54 de ani, 2 copii și din păcate, dar acesta a fost voia lui Dumnezeu, de la începutul acestui an am rămas văduv. Astăzi vin în fața dumneavoastră cu o echipă echilibrată în care se îmbină elanul și forța de muncă a tinerilor cu experiența și chipzița celorlalți. Alături de acești oameni minunați, candidați la Consiliul Local, oameni cu care eu mă mândresc, am intrat și eu în cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Gherla. Și să sperăm că pe durata acestei campanii electorale, decente din toate punctele de vedere în ceea ce ne privește, am reușit să vă prezentăm o parte din proiectele noastre pentru Gherla. Nu vin în fața dumneavoastră să vă vorbesc despre dreapta sau stânga. Pot însă să vă asigur că eu sunt omul care are și stânga și dreapta pentru a munci în slujba comunității locale. Într-o administrație locală bazată pe consultarea permanentul cetățeanului și interesul acestuia. Toate problemele orașului sunt prioritate pentru noi, însă aș vrea să vă enumer câteva dintre acestea. Înființarea unei creșe pentru copii, reabilitarea spitalului și a policlinicii, modernizarea parcului central, a lacului și a ansamblului de la stadion, problemele de salubritate, ordine publică, problemele învățământului, înființarea unui club a tineretului și ne gândim la organizarea anuală a unei zile a tineretului, valorificarea potențialului turistic și vorbim aici despre centru civic, despre biserici, despre sărătură, modernizarea centrului istoric, a intrării în oraș în așa fel ca municipiul Gherla să arate ca un adevărat oraș european. Administrația propusă de noi este aproape de oameni, indiferent de etnie, religie, tineri sau vârstă. Cred că este momentul să lăsăm la o parte aroganța, dezbinarea, interesele de grup și lipsa de respect pentru cetățeni. De aceea, vă așteptăm la vot pe 5 iunie, pentru a alege continuitatea propusă de domnul Sabo sau alternativa aproape de oameni al Nestulean Ioan. Nu în ultimul rând, doresc să urez succes tuturor contracandidaților mei în cursa electorală, urmând ca dumneavoastră cetățenii municipiului Gherla să hotărâți duminică la vot. Dumnezeu să ne ajute!